necesară o conferință de presă după, spunem noi, evenimentul furtunos de 1 mai, după o așteptare de 3 ani de zile în care nu numai Mamaia, ci întreg litoralul a avut de suferit. Cauzele le știți cu toții, probabil la capitolul divers o să analizăm și căderea unor stațiuni. Ce este important la ora asta, că Mamaia, pentru că ne aflăm în Mamaia, practic a renăscut. Și a renăscut, poate nu la standardul care ne dorim noi, și aici știți foarte bine care sunt cauzele care încă ne mai țin pe loc, încă nu suntem la nivelul anului 2019, înainte de pandemie. Am colegii mei, doamna Ancaneda, directorul executiv, restul sunt vicepreședinți, domnul Mircea Dobre, fost ministru, și domnul Bărhălescu de la NAT Sud-Est, domnul Pop Lucian, domnul Ștefan de la Creativ, Litoralul pentru toți, doamna Gabi, pe post de vicepreședinte la Organizația Patronală Mamaia. Am să rog pe Ștefan, nu? Cel mai în temă, să ne facă o prezentare la ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 1 mai. De 1 mai anul acesta, stațiunea Mamaia a înregistrat o creștere a vânzărilor pentru sejururile de 3 nopți. Credem noi că anul acesta a fost unul surprinzător, pentru că numărul turiștilor a fost unul foarte mare, peste așteptări. Înregistrăm o dublare a vânzărilor față de anul trecut și ajungem la numărul de turiști care îl înregistram în 2019, aproximativ. Prețurile au fost unele foarte bune, foarte atractive. Ofertele făcute de către hotelieri au reușit să adune în nordul stațiunii, cel puțin, foarte mulți turiști. Aceștia au fost atrași de festivalurile organizate în nord. Aici au fost atât adolescenți, cât și familii cu copii. Deci la festivalul de gastronomie au fost foarte multe familii cu copii, iar la festivalul de muzică au fost atrași foarte mulți adolescenți. Important este că am avut o creștere foarte bună pentru perioada asta, dublarea numărului de turiști față de anul trecut, față de 2022. Important este că au fost câțiva ani în care, în general, pe litoral, pachetul ăsta de 1 mai căzuse. Bine, clar, a fost pandemia și deja nu prea mai avea nimeni reflexul. A trebuit să ne revină niște reflexe. Dar tot statistic, pentru că știu că vă interesează chestiile care exced comportamentul, să zicem, obișnuit. S-au schimbat foarte mult nișele și ce înseamnă pachetul de 1 mai. Dacă înainte de pandemie au fost ani buni consacrați pentru nișa de oameni cu vârste între 20-50 de ani și susținut mai ales de segmentul peste 30 care câștiga foarte bine, dispunea de venituri și veneau aici și cheltuiau sume mari, mai ales pe partea asta de clubbing și events, 1 mai post-pandemic a început să se concretizeze cu nișe diverse. A punctat deja câteva dintre ele foarte bine Ștefan, adolescenți, nu mai aveam de mulți ani, care aleg și alte destinații de pe litoral, unde bugetul lor se poate, bugete mai modice, bineînțeles, se poate adapta. Nișa de family, care e foarte importantă și începea să se manifeste în mod obișnuit la pachetul de Rusalii, pe când acum vin de 1 mai. Și ați văzut că nu prea mai are așa foarte mare importanță chestia cu vremea. E important pentru că asta arată un fenomen de extindere a capetelor de sezon ce ne doream noi de ani de zile. A început să se miște. Adică dacă nu plouă și e foarte urât, chit că este mai răcorică, lumea vine pentru că românii vor să iasă. Și clar, după ce au stat toată iarna, vor să iasă către zone care înseamnă litoral sau promit vara. Și litoralul, clar, e o zonă de interes pentru nișa de familii. Deci vedeți segmente diverse, cum am spus. De la adolescenți,
tinerii, clar, care erau cu cluburile și cu bugete, să zicem, tineri în general din familii cu posibilități, cu bugete, care își permit și o cazare de 1 mai și să iasă la club, nișa de familiști care accesează și alte pachete. De exemplu, și vreau să subliniez asta, în toată Dobrogea au fost de 1 mai posibilități de petrecere și pe ceea ce se numește în industrie experiential tourism, adică turismul de experiență, pentru că au apărut astfel de întreprinderi unde copiii se întâlnesc și cu un animăluț, stau și afară la iarbă verde, consumă ceva, e foarte important. Noi suntem într-adevăr patronatul Mamaia, dar e vorba de destinație integrată turistică pe toată Dobrogea, creând atractivitate, creând astfel de tipuri diferite, produse turistice diferite, până la urmă toată lumea vine în destinații și consumă, că știți cum e, oamenii se duc și în Portul Tomis să vadă neapărat, că e o experiență pentru ei și să stea acolo la o terasă, să se duc și la un mall, vin și la un hotel, vin la un restaurant și se bucură, v-am zis, de un eveniment sau de o experiență mai legată de natură. Și bineînțeles și nișa de elders, cum se numește la fel în industria ospitalității, adică cei peste 60-65 de ani care au, să zicem, posibilitatea, indiferent că unii apelează la casa de sănătate, se ducă tratament pe zona Techirghiol, sau cei care au totuși posibilități, îi mai ajută și copiii, au venit foarte mulți și în Mamaia au fost, tocmai să se bucure de aer, de terasă, de ozonoterapie, talasoterapie, am văzut, se plimbau pe malul mării. Deci cam asta ca și profil al turistului și produse turistice de 1 mai, pentru că lucrurile chiar s-au schimbat față de perioada prepandemie. Este evident, Mamaia are avantaje în fața celorlalte stațiuni din sudul litoralului datorită faptului că avem telegondolă, parc acvatic odată pe lac și celălalt parc acvatic de distracții din interiorul stațiunii. Avem în proximitate Constanța, unde pot merge la shopping. Sunt două shopping center mari în Constanța, unde se pot duce și foarte cu branduri bune, exact. Iar Delfinariu, Acvariu, promenada din Constanța cu cazinoul iarăși fac o diferență între celelalte stațiuni. Vedem că și pentru turiștii străini sunt importante aceste facilități pe de o parte și ne confirmă și datele de la turoperatorii care operează pe litoralul românesc. Iar când discutăm despre Constanța și Mamaia ca destinații, discutăm și despre cele mai importante evenimente. Este clar, evenimentele sunt cele care ne aduc turiști. Am văzut de 1 mai ce a însemnat un eveniment în Mamaia Nord, altul în Costinești Major și, cu siguranță, vama care va rămâne eterna destinație a celor nostalgici și care a început să-i intereseze și pe străini. Aș putea să spun un singur lucru, că de fapt de fiecare dată când domnul Cadariu a venit la Constanța, începând cel puțin cu luna octombrie, împreună cu ministrul mediului, care încă mai este ministrul al mediului, au venit și ne-au spus tot felul de lucruri care trebuiau să se întâmple într-un mod pozitiv. Și aici vorbim în special de licitația la plaje. Au zis că deja au o soluție vis-a-vis de prelungirea contractelor existente la momentul respectiv pe anul 2022 cu plajele, cu sectoarele de plaje. Niciodată nu s-a discutat că se va realiza o licitație, dar o licitație doar pe 2 ani de zile. Nu s-a vehiculat până acum și o să vă spun explicația celor de la Ministerul Mediului de ce s-a făcut licitația doar pe 2 ani de zile, că așa le-a zis Ministerul Justiției. Și au zis: dom'le, n-am primit aviz pe ordonanța de urgență să facem pe o perioadă mai lungă de timp, ca așa ne-a zis Ministerul Justiției. E ok, atunci mai bine desființăm și Ministerul Turismului, desființăm și Ministerul Mediului. Cred că ar trebui desființat toate ministerele, să rămână doar premier și ministrul justiției și poate, și poate ministrul de finanțe. Și cred că 3 ministere, adică 2 ministere cu un premier, cred că sunt arhi de ajuns. De ce mai trebuie să existe și celelalte ministere? Și așa tot timpul, ba, suntem în infringement, ba, atunci ce problemă avem, ba, ălaltul nu comunică. Dacă ministerul justiției atunci știe mai bine cum funcționează o activitate economică pe teritoriul României, mai bine decât ar trebui să o știe un minister de finanțe sau un minister al turismului sau un minister al mediului care are în administrare această zonă de plaje de pe litoralul românesc, atunci înseamnă că, nu știu, mai bine ne lăsăm, ne apucăm de altceva, nu știu, sau se apucă miniștrii să joace un bowling, un biliard, că altceva nu prea văd că funcționează la ora actuală în guvernul României.
Dar să vii să spui în luna octombrie, și ați fost și dumneavoastră de față, ați fost și la conferința de presă, ei au zis că s-a rezolvat totul, aveți înregistrările, și apoi să vii cu licitația respectivă undeva la sfârșitul lunii aprilie sau în luna aprilie, ca, bineînțeles, efortul să rămână în continuare pe operatorul economic și pe administrația publică locală, că dacă se întâmplă ceva și nu funcționează plaja, eu vă spun clar că va fi de vină operatorul economic și cu administrația publică locală. Ministerul nu va avea nicio vină, nici unul dintre ei, nici guvernul, nici absolut nimeni. Asta este. Să vă mai aduc aminte de programul Ucraina, care trebuia să vină în sprijinul Horeca pe teritoriul României. Nu s-a întâmplat, cu toate că s-a discutat inclusiv la nivel de premier, unde era vorba de un ajutor de aproximativ 550 de milioane de euro. Auzi că îl facem, că îl dregem, nu știu ce. Da, bani pentru ucrainieni avem, dar pentru Horeca nu avem. Sunt niște chestiuni care la ora actuală, cel puțin din punctul meu de vedere, haide să-mi asum doar eu de aici de la masă, să nu vorbesc chiar în numele colegilor, cred că guvernul la ora actuală degeaba există. Și au dreptate cei care conduc la ora actuală. Și Ciolacu, și Ciucă, și nu știu, care în fine sunt pe acolo pe la putere, domnule, să dau salarii degeaba. Eu am mai zis-o în 2017, am fost singurul ministru la momentul respectiv în care am spus că sistemul public este cangrenat. Nu este cangrenat, deja este terminat. S-a terminat, cangrenarea a fost atunci. Nu funcționează nimic. Din păcate, dacă dumneavoastră la ora actuală spuneți că funcționează vreun minister din vreun guvern, la capacitatea lui, nu există. Ministerul Turismului nu există. Există Ministerul Turismului și Antreprenoriatul. S-a Antreprenoriatul și Turismului, dar turismul este reprezentat la nivel de direcție generală. Deci suntem la cel mai slab nivel din istoria României post-decembristă ca și reprezentativitate, ca și domeniu. Nu știu unde este turismul de interes național, care e interesul național, dacă noi suntem la nivel de direcție general. Nici măcar nu mai este autoritate, cum a fost înainte și cum colegii de aici din stânga mea, Banca Nedea, respectiv Cristi Bârhălescu, au și condus. Deci nu există, este doar o direcție generală, ca alte zeci sau sute de direcții generale din alte ministere. Deci nu e nimic extraordinar și ceva nemai văzut. Ce se va întâmpla cu plajele în acest sezon estival? Că unele nici nu au publicitate, abia luni vor fi... Acum o să vă supărați pe mine. Eu cred că cea mai bună această întrebare ar trebui să fie terorizat domnul Barna. Tancios Barna. Care l-a zis la conferința, la întâlnirea care am avut-o, domnule, eu mă ocup de păduri, de plajă vă ocupați voi. Da, dar semnătura, semnătura e la tine. Așa că ești ministru. Da. Tu ți-asumi. Deci este responsabilitatea ta ca și ministru să-ți asumi anumite lucruri pe care cei din subordinea ta le fac sau nu le fac într-un minister. Că asta este, da, ești ministru. Ok, ai funcționari publici. E treaba ta cum îi gestionezi și cum îi administrezi. Plajele, cine poate să răspundă? Nimeni.